Oculul Silvic Mușătești, în cadrul parteneriatului educațional intitulat Să iubim și să protejăm pădurea, încheiat cu Școala Gimnazială Mușătești, efectuează în acest an o serie de activități cu scopul îmbogățirii cunoștințelor practice ale elevilor despre funcțiile economice, ecologice și sociale ale pădurii, despre protejarea mediului. La ultima întâlnire s-au executat lucrări demonstrative de plantații cu puieți forestieri în zona de munte. Ne aflăm în raza Oculului Silvic Mușătești, unitatea de producție numărul 4 Cheile Vâlsanului, în zona Poeni-Vâlsan, în unitatea menajistică numărul 88, aici într-un șantier de împăduriri unde anul trecut am efectuat pe o suprafață de 0,7 hectare completarea regenerării naturale cu puieții conform compoziției specifice 80% puieți de molid, 10% puieți de brad și 10% puieți de fag. În acest an, împreună cu elevii școlii gimnaziale din comuna Mușătești, am efectuat completări curente. Materialul săditor provine din raza ocului nostru, din rezervațiile de semințe, în special puieții de molid. După ce s-au recoltat conurile, s-au dezaripat, semințele au fost puse la păstrare a Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură de la Brașov. Apoi am produs puieții un an în solar, după care am repicat în pepinieră, iar acum au fost apți de plantat și am executat și executăm cu elevii și cu personalul silvic această lucrare. Acțiunea de astăzi mi s-a părut una foarte frumoasă, care face un bine foarte mare naturii, deoarece din cauza poluării, noi o să începem să respirăm aer cât mai mult, dar și plantând copaci putem curăța oxigenul și să avem aerul mai curat și sănătatea noastră să fie mai mare, mai bună. Plantând pomi vom putea reduce căderile de pământ și în același timp noi vom fi mai sănătoși pentru că aerul va fi mult mai curat. Sub îndrumarea personalului silvic, elevii au desfășurat o activitate folositoare, beneficiind în același timp de bucuriile oferite de natură într-o zi însorită de primăvară, aerul curat, umbra arborilor și frumusețea cascadelor râului Vâlsan.